Doamnelor și domnilor, bună ziua! Iată care sunt cele mai importante știri ale prânzului. Azi noapte a fost confirmat primul caz de îmbolnăvire cu temutul coronavirus în România. Este vorba despre un bărbat din Gorj care nu prezintă simptome. În încercarea de a preveni panica, autoritățile au înființat o linie verde pentru informații legate de coronavirus. Și două comandamente de urgență au loc chiar în acest moment la prefectura județului Ilfov, dar și la primăria capitalei, tot în legătură cu noul coronavirus. Avem așadar primul caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus pe teritoriul României. Este vorba despre un bărbat de 25 de ani din Gorj, care nu prezintă simptome, însă a fost testat pozitiv. În timp ce ministrul sănătății spune că tânărul ar fi intrat în contact cu italianul care a vizitat recent țara noastră, autoritățile locale din Gorj afirmă că bărbații nu s-au întâlnit. Pacientul a ajuns în această dimineață la Institutul Matei Balș din capitală, în condiții de izolare, iar medicii de aici au început deja tratamentul. Acolo este și colega mea, Liliana Curea, care ne se alătură cu ultimele informații. Te ascultăm, Lili. Bună ziua, Diana, bun găsit tuturor. Într-adevăr, bărbatul din Gorj, depistat pozitiv cu noul coronavirus, a ajuns aici la Institutul Matei Balș astăzi de dimineață, în jurul orei 7. A fost adus cu o ambulanță de tip Mantra, cu izoletă, și apoi internat direct în secția specială cu nivel de bioizolare 4. Acolo trebuie să vă spun că sunt rezerve, două rezerve speciale în care pacienții au circuite separate față de personalul medical, iar medicii, după ce îi tratează, trec printr-un duș de decontaminare chimică. Această secție este nouă, specială pentru astfel de situații. Are și circuite de apă speciale separate de cele ale spitalului, dar și aerul de în întreaga secție de acolo este filtrat. Există un lift cu care sunt urcați acești pacienți, la care ceilalți bolnavi nu au acces. Odată cu pacientul din Gorj au venit dimineață alte 9 probe prelevate de la localnicii de acolo, iar în cursul dimineții, înainte de prânz, am mai văzut și alte mașini ale Direcției de Sănătate Publică Gorj, care au venit aici la Institutul Matei Balș cu alte probe. Până acum au fost trimise de acolo 73 de probe. Toate probele lucrate ieri aici la Institutul Matei Balș, trimise din Gorj și Dolj, au fost negative, cu excepția cea a bărbatului de 25 de ani. Se lucrează în continuare aproape non-stop aici în laboratorul de microbiologie al Institutului Matei Balș. Așteptăm rezultatele și pentru probele care au venit de dimineață. Cel mai probabil în cursul acestei după amiezi ele vor fi gata. Deocamdată acestea sunt informațiile. La revedere!